Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt informează absolvenții promoției 2019 că în termen de 60 de zile de la absolvire sunt așteptați să se înregistreze în evidențele instituției pentru a beneficia de toate serviciile puse la dispoziție de AJOFM în scopul integrării acestora pe piața forței de muncă. Precizăm că înregistrarea ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă este o etapă prealabilă și obligatorie în vederea obținerii facilităților acordate potrivit legii numărul 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă. Astfel, absolvenții instituțiilor de învățământ care se înregistrează în evidențele agenției, în raza cărora își au domiciliu ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, beneficiază de servicii de informare și consiliere profesională, medierea muncii, servicii gratuite de formare profesională, precum și de facilități financiare. În cazul absolvenților de liceu, indiferent dacă a fost sau nu promovat examenul de bacalaureat, termenul de 60 de zile începe pe 1 iunie 2019. Guvernul a demarat programul O Comună, O Ambulanță, prin care pune la dispoziție 2,5 miliarde de lei pentru achiziționarea salvărilor. Doctorii de la țară salută ideea, mai ales că în locurile izolate echipajele de urgență ajung cu greu, iar cazurile grave nu supraviețuiesc. Statul român oferă până la 200.000 de euro pentru achiziționarea unei ambulanțe dotată cu tot echipamentul necesar, care ar acționa și ca un dispensar mobil. Altfel spus, medicii vor putea merge cu salvarea la pacienți ca să le facă investigații amănunțite și să le acorde îngrijiri. Orice medic de familie din comunele României care vrea să obțină banii trebuie să se înscrie în acest program demarat de guvern. Potrivit guvernului, aproximativ 2.800 de medici de familie din toată țara pot beneficia de acest program, care are un buget estimat la 2,5 miliarde de lei până anul viitor. Direcția Generală Anticorupție din Ministerul Afacerilor Interne a sărbătorit la data de 30 mai 14 ani de la înființarea sa ca structură de poliție judiciară specializată în prevenirea și combaterea corupției în rândul personalului Ministerului. În cei 14 ani de activitate împotriva corupției, DGA s-a dezvoltat permanent atât pe palierul activităților de prevenire cât și a celor de combatere a faptelor de corupție, consolidându-și rolul la nivel instituțional. În acest context, reprezentanții ai DGA, SGA Olt, IPJ, IJJ și ISU Olt au distribuit către cetățeni pliante și flyere cu mesaje de promovare a imaginii și activității DGA, având drept scop conștientizarea cu privire la riscurile pe care le comportă săvârșirea unor fapte de corupție. Ca principal canal de comunicare cu publicul, call center anticorupție 0800 806 806 pune la dispoziția cetățenilor un instrument direct de sesizare a faptelor de corupție. Vă reamintim faptul că la nivelul județului Olt, DGA este reprezentată de Serviciul Județean Anticorupție cu sediul în Slatina, strada Primăvara, telefon 0249-431-002, e-mail olt.dga@mai.gov.ro. Meteorologii au emis vineri două avertizări de vreme severă care vizează aproape toată țara. În intervalul 31 mai ora 12, 1 iunie ora 10 a fost emis un cod galben de ploi torențiale, grindină și vijelii pentru mai multe județe. În intervalul menționat, vremea va fi instabilă, vor fi averse ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice, grindină și intensificări ale vântului, ce vor lua și aspect de vijelie. Cantitățile de apă vor depăși 25 de litri pe metru pătrat și izolat 40-50 de litri pe metru pătrat, a transmis ANM. Tot vineri de la ora 15 intră în vigoare și un cod portocaliu de vijelii. În cea mai mare parte a Munteniei și Dobrogei, nordul Olteniei, jumătatea de sud a Moldovei, precum și în zona Carpaților meridional și de curbură, va ploua torențial. În special în estul și sud-estul țării vor fi vijelii, grindină de medii și mari dimensiuni și frecvente descărcări electrice.